Sunt puțin confuz în seara aceasta. Când am văzut cât de repede mi s-a dat cuvântul la predică, am zis că trebuie să aleg între câteva variante. Prima care mi-a venit în minte, am zis, frate, vor să plece mai repede acasă, dar am zis, nu se poate că biserica este serioasă și nu, ei n-au venit să plece acasă. Deci am scos-o din minte imediat, frate, nu vor să plece acasă. M-am gândit la a doua variantă, poate că merge numele că vorbesc lung și prinde groaza și zice, hai să-l lăsăm, măcar să nu treacă peste ora 8. Acum, nu mi-a convenit varianta asta, așa că am șters-o din minte și am rămas cu a treia variantă, că sunteți o biserică ce iubiți Cuvântul lui Dumnezeu și vreți să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. No, asta am vrut să aud. De fapt, am avut iar un sentiment de bucurie și după asta am zis că să mă opresc. Când am văzut că frații de la Agape, cu care sunt de joi seara, vin aici, am zis, ăștia chiar iubesc cuvântul, vin să mă mai asculte odată. După asta m-am gândit, poate vin să fie sigur că pleci. Deci, așa că nu mai știu pe ce variantă să rămân. Dar acum, dacă sunt aici, vă mulțumesc frumos că m-ați primit, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră trei subiecte de rugăciune și apoi o să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Și o să încep cu ceva ce nu mă puteți refuza. Dacă Domnul ne va ține cu viață, cu sănătate, duminica viitoare trebuie să fiu în Bucovina, la un eveniment public. Anul trecut, probabil știți, s-a lansat acolo un eveniment, Familia Creația lui Dumnezeu. Nu știu dacă datorită mie, eu le-am spus atunci că ar trebui să fie doar prima ediție și apoi să continue. Și anul acesta m-au anunțat că este ediția a doua. Fiind vorba de un eveniment public, rugați-vă ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Și cântarea, cuvântul vestit în dreptul familiei, proclamarea familiei biblice, să răsune cu putere pe meleagurile bucovinene și nu numai. Apoi aș vrea să vă rog să vă rugați pentru frații și surorile noastre din Cuba. Știu de Africa, știu de India, știu de un an și ceva de Ucraina, cu toate necazurile, am știut și înainte, știu de România. Aș vrea să vă gândiți și la Cuba. Nu știu dacă unii v-ați rugat măcar o dată în viața voastră pentru Cuba. Dacă vreți mai multe informații, pot sta să vă dau cât de multe. Am fost acolo, știu. Informațiile scurte sunt foarte harnici, foarte serioși, foarte bine organizați, foarte mult orientați spre câștigarea sufletelor. Se pocăiesc oamenii cum se pocăiau la noi cu grămada altădată. O viață foarte simplă, dar o națiune în sărăcie, nu prin alegere. Ei nu sunt săraci pentru că sunt leneși, nu sunt săraci pe alte motive, sunt săraci că îi ține guvernul într-o stare greu de imaginat. Iar dacă unii sunteți cumva de vârsta mea și spuneți am trăit pe vremea comuniștilor și la noi a fost greu, ce am trăit noi și ce trăiesc ei nu are nicio comparație. Noi am trăit lux pe lângă ce trăiesc ei. Proiectul pe care îl avem, deși am avut multe proiecte și ne-am implicat, acum este să trimitem un container cu alimente în Cuba. Nevoie mare de mâncare. Omul de rând discută ce va mânca a doua zi. Încercăm să facem lucrul acesta, rugați-vă pentru noi. Suntem în procesul acesta, nu am găsit alte variante decât să trimitem din zona noastră. Dacă unii lângă rugăciune vreți să faceți ceva și vă călăuzește Domnul, vă pot da informație, dar aș vrea, nu uitați de Bucovina, nu uitați de Cuba și aș vrea să vă mai aduc aminte ceva. Un proiect care nu l-am inițiat eu și chiar sunt mândru de acesta, un proiect pe care l-a inițiat Dumnezeu prin Fiul Său, evangelizare, împărtășirea Evangheliei. Sper că nu uităm, că nu trăim fără rost aici pe pământ. Nu suntem aici pentru că mai trebuie să terminăm ceva. Nu suntem aici, cum aud pe unii, că încă nu a terminat Domnul de zugrăvit garsonera noastră în cerul și de asta suntem noi aici. Nu suntem aici pentru necaz. Noi suntem aici pentru mandatul acela clar pe care l-a spus Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile.
Când ești tânăr, dai mai mult sfaturi și ajuți mai puțin. După ce îmbătrânești, te gândești nu doar să dai sfaturi, ci și să-i ajuți pe oameni. Așa că, dacă unii nu v-ați speriat deja, în lucrarea aceasta de evangelizare pe care trebuie să o facem toți, în puterea Duhului Sfânt, în autoritatea celui ce este viu în vece vecelor, vă întind o mică mână de ajutor. Nu m-am gândit niciodată că voi face așa ceva, dar recent am scos o carte cu rugăciuni. Și m-aș bucura să-i citiți introducerea prima dată, să vedeți de ce am scris-o. Inițial m-am gândit să o scriu pentru noi, pentru cei din biserici, pentru că, fără să vă spun prea multe și fără supărări, eu personal m-am săturat și de unele rugăciuni de ale mele și de unele rugăciuni de ale voastre. Dar să nu intrăm în detalii ca să nu ne stricăm seara. Și m-am gândit, noi discutăm cu Prințul Universului, cu Împăratul Împăraților, adică dacă cineva mi-ar face în săptămâna aceasta o întâlnire cu președintele Italiei, oameni buni, nu știți de câte ori aș scrie ce aș vrea să discut cu el. Aș scrie și aș șterge, mi-aș număra cuvintele, toate celelalte lucruri, pentru că totuși stau de vorbă cu cineva. Și de multe ori mă găsesc eu, nu vreau să spun că voi, că stau de vorbă cu Dumnezeu cel atotputernic și îi spun niște cuvinte care nu le țin minte nici eu 5 minute. Uneori cele mai banale cuvinte, cele mai banale expresii. Vorbesc cu Dumnezeu, cu Prințul Universului, de gâștele mele, de păduchii mei, mai știu eu. Nu că n-ar fi importante, dar asta înseamnă să vin în prezența lui Dumnezeu. Și asta cumva m-a făcut pe mine să mă gândesc mai mult la viața de rugăciune, la felul în care rostesc. Pe mine scrisul mă ajută să mă aleg cuvintele, să mă controlez, să văd dacă vorbesc aiurea sau nu. Și le-am pus pe hârtie și apoi, când am discutat cu cei de la editură și le-am cerut o copertă și mi-au dat coperta asta super faină, am zis, e grozavă, asta mă ajută să fac evangelizare. Pentru că nu există, ascultați-mă, nu dau nume de confesiuni, dar nu există oameni pe care noi îi numim altfel să te refuze când dai împrumut sau îi oferi așa ceva. Rugămintea mea, știu că aveți multe metode de evangelizare, folosiți-le, nu renunțați la ele. Luați o cărticică, două din asta, citiți-o voi, rugați-vă lui Dumnezeu și dați-o cuiva împrumut. Și poate chiar ar fi bine să spui, auzi, tu n-ai o carte de rugăciuni să-mi dai mie, să-mi ui și eu în cartea voastră de rugăciuni și îți dau și eu una împrumut să te rogi cu un moș din România, știi? Astea la noastre nu sunt cu binecuvântarea, dar spui, uite, te rogi cu cineva. Dacă unii nu vă place să citiți, am o variantă, mâine la ce oră plecăm la avion? La 7? Până la ora 7 pot să stau să vi le citesc eu. Ne lăsați dacă vrea un grup să le citesc eu, dacă nu le pot citi acasă. Da, luați-le, folosiți-le, știți că varianta mea este simplă, luați ce credeți că puteți folosi pentru binecuvântarea voastră și altora, dăruiți acolo în cutie ce puteți dărui, ca să putem dărui și săptămâna viitoare la Bucovina, nu cumva să, că eu sunt cam rău de gură, știi, așa câteodată nu mă pot controla, să nu zic acolo, am vrut să vă aduc niște cărți, dar am fost la frații voștri și o luat, nu pus nimic și nu mai pot ajunge la voi. Doar nu o să zic așa, dar eu știu la ce pot ajunge. Bun, haideți să ne întoarcem la ce vreau, să ne întoarcem în seara aceasta. Tot m-am gândit, citesc un pasaj biblic sau nu citesc, ar trebui să citesc foarte multe pasaje din Scriptură. Dacă aș fi citit în seara aceasta, aș fi citit ceva din Faptele Apostolilor, capitolul 10, unde știți că este vorba de familia lui Corneliu, mântuirea ei și lucrarea care au făcut-o ei. Ce aș vrea să discut în seara aceasta cu voi, să împărtășesc pentru rugăciune și acțiune? Deseori sunt întrebat care sunt provocările pentru familie în generația noastră. Că oamenii știu că familia are provocări. N-ai cum să trăiești în lumea aceasta să nu vezi că familia are foarte multe provocări. Dar oamenii ar vrea să știe care sunt cele mai mari provocări. Nu cred că sunt eu calificat să spun care sunt cele mai mari provocări, pentru că provocările depind foarte mult de la o familie la alta, de la o vârstă la alta, de la o situație la alta, dar aș vrea să fac câteva clarificări. Nu cred că am dreptul să spun, în baza Scripturii, că cea mai mare provocare pentru noi, familiștii creștini, este societatea în care trăim. Știu, sunt de acord cu voi, trăim într-o societate antifamilie.
Trăim într-o societate care luptă și fățiș, și legal, și ilegal împotriva familiei. Le știu și eu toate acestea. Am o întrebare. Și lumea asta când a fost mai bună? A, niciodată, ăsta e răspunsul corect. Lumea întotdeauna a zăcut în cel rău. Lumea dintotdeauna l-a avut pe diavolul ca stăpân. Că diavolul a lucrat mai deschis, mai camuflat, asta este altceva. Dar nu știu dacă aș avea eu dreptul să spun fraților, cea mai mare provocare este lumea în care trăim. Că dacă aș accepta ideea aceasta, știți ce m-aș ruga lui Dumnezeu? Să mă ia din lume. Iar Mântuitorul a spus, Viorele, nu vreau să te iau din lume. Eu nu m-am rugat Tatălui să te mântuiască și să te ia imediat din lume, eu m-am rugat Tatălui în mijlocirea mea să te țină în lume. Asta îmi dă mult curaj, asta înseamnă că în puterea lui Hristos cel viu, eu în lumea aceasta pot fi biruitor, slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă că nu societatea mă va controla pe mine, ci eu în puterea lui Dumnezeu pot controla societatea. Că tot l-am amintit, că eu îl mai amintesc în predicile mele, poate nu sunteți de acord cu mine, nici n-aș putea spune că cea mai mare provocare este diavolul, satana. Da, știu ce aveți în minte, satana răgnește ca un leu și caută să înghită. Știți asta, știu și eu, dar am o întrebare. Când a fost dracul diferit? Deci noi zicem astăzi, frate, satana turbă, satana vrea să ne mintă, satana vrea să ne înșele. Și atâta dăm satana, câteodată atât ne lămurim, că parcă ne vine și să paralizăm. Domne, satana stă să ne strângă de gât. Dar când a fost satana mai blând? Când a fost îngerul întunericului mai luminos decât atunci când s-a prefăcut? Frații mei, satana a fost satana în fiecare societate. Dacă noi spunem cu bucurie, Hristos a fost și este același, amin? Vreau să vă spun un lucru, și satana este același. De când a devenit drac, tot asta face. Mintă, caută să înșele, să distrugă, dar oameni buni, ce înțeleg eu din Scriptură, că dacă a fost la fel în fiecare societate, au fost familii care l-au biruit. Acum vreau să vă spun că eu m-am săturat să aud în bisericile noastre doar ceea ce v-am spus până acum. Că satana e rău, că satana e drac, că satana e negru, că satana e parcip, sunt toate adevărate. Știți ce aș mai vrea să aud în bisericile noastre? Că satana poate fi învins. Că în numele Domnului Iisus Hristos pot să-i spun diavolului, pleacă de la mine. Că la fel ca Domnul Iisus Hristos, tot în puterea Lui, pot să-i spun înapoi a mea, satanul. Pot să mai citesc acele cuvinte din Scriptură care spun, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu tot, nu, acum el boxează în mine, eu sunt sacul de box și diavolul mă boxează, eu trebuie să rezist. Nu, poate că e momentul să îmbrac armătura lui Dumnezeu, să fiu plin de Duhul Sfânt și să-i spun diavolului, pleacă de aici, n-am nicio legătură cu tine, eu și casa mea suntem ai Domnului și rămânem ai Lui, da? Aș vrea să scoateți de pe lista voastră societatea. Că prea mult tot îmi spuneți, frate Iuga, rea e lumea. Da, rea e lumea, asta știu, așa a fost. Să nu mai tot spunem diavolul, 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 tot acolo. Că da, diavolul a fost așa întotdeauna. Bun, atunci o să spuneți unii, frate, știi care e problema noastră cea mare? Voi, predicatorii, teologii, că voi aveți atâtea idei mai nou, că noi cântarea care am vrea să o cântăm e, suntem duși clătinați. Vă auzim pe unii că ziceți nu știu ce, vă credem pe voi, da? Până schimbăm canalul și credem pe nu știu cine și tot auzim. Oameni buni, acum ce să zicem? E rău că suntem așa, dar voi credeți că numai în generația noastră a fost așa? Știți că începând de la prima biserică, Pavel spune cu durere, imediat după plecarea mea vor fi între voi, dar din ăștia învățători falși, oameni care vor veni în numele Domnului, unii chiar vor avea pretenția să spună că ei sunt Hristosul, că vin în numele Lui,
Ne pare rău că nu vorbim toți la fel, că nu înțelegem toți la fel, dar mă bucur că aveți voi aceeași Biblie. Și tare m-aș bucura tot ce auziți de la noi să filtrați prin cuvântul lui Dumnezeu. Și să fiți cum era un frate, acum nu chiar cum era fratele în toate, un păstor tânăr s-a dus într-o adunare și a vrut să impresioneze. Acum și noi moșnege vrem să impresionăm, dar aminte tinerii, da? Și el vrând să impresioneze tot dădea citate, așa spunea el. Și un bătrân, se pare că era destul de citit, bătrânul cum dădea ăsta un citat, din bancă zicea, ăsta e al ăla. Ăsta e de la ăla. La un moment dat tânărul s-a supărat și a spus, frate, mai taci din gură, că asta e de la tine. Deci poate ar trebui să vă rugați lui Dumnezeu să aveți darul discernământului, că este un dar spiritual, și când spunem ceva să spui, asta e de la Hristos, frate, asta e de la Pavel, asta e de la Petru, asta e de la Ioan, asta e de la Iacov și asta, frate Iuga, e de la... Matale, ia-o și pleacă cu ea de unde ai venit, că nu ne interesează ideile tale, da? Deci societatea, nu o puneți prima pe listă, pe satana nu-l puneți primul pe listă, că au fost acolo, nici pe noi nu ne puneți chiar primul pe listă. Dacă vreți, spuneți-ne la rugăciune, da? Ei, știu că unii o să spuneți, frate, bisericile, hai să fim serioși, provocarea mare pentru familiști este în biserici. Pentru că bisericele nu mai sunt ce trebuie. Numărul unora din ăia pestriți s-a înmulțit. Nu mai este turma lui Hristos albă, imaculată, fecioara aceea cu haina nepătată. Nu știu dacă aș putea să spun neapărat așa. Că am făcut o descoperire cu câțiva ani în urmă. Și care a fost descoperirea mea? Mie îmi plac frazele astea bombastice, spirituale, cum e păstorul, așa e biserica și toate celelalte. Nu cred în ele, bineînțeles, da? Și să vă spun de ce nu cred în ele. Că nu cred că un copil născut de curând din nou, de 17 ani, poate fi la fel ca mine după 60 de ani în care oamenii s-au rugat pentru mine, au investit în mine profesori, dascăli, unii cu bolovane, alții și acum el, vezi, Doamne, e ca în poveste cât am crescut eu în 60 de ani, el crește într-o lună. Nu cred în chestiile astea, dar cred în responsabilitate personală. Și un alt argument de ce nu cred, ați auzit de Apostolul Pavel cumva? Așa o întrebare, credeți că el o știut să predice Evanghelia? O lecuță, ce, nu? Da, da, da. A știut să planteze biserici, să înființeze biserici. Apostolul Pavel merge, predică o evanghelie curată, în puterea Duhului Sfânt, mai clar că oricine alt, înființează biserică. Frați și surori, nu moare Pavel. Trec câțiva ani. Și în bisericile pe care Pavel le începe corect, frumos, știți ce erau? Să vă spun eu, mincinoși cu grămadă. De unde o fi apărut? Curvari că nici în lume nu erau așa. Țineți minte. La aia care se deau super spirituali. Duhuri de bârfă, duhuri de invidie, toate drăcoveniile lumii au apărut prin unele biserici. Mai vizibile sau mai puțin vizibile. Prima dată când am aflat asta, m-am îngrozit. După asta am căpătat speranța, am spus, Viorele, dacă pe timpul lui Pavel biserica era curată 100%, noi astăzi nu avem nicio șansă, eram pierduți. Dar știți ce vezi? Pe timpul lui Pavel biserica a fost pestriță, dar Dumnezeu și-a ținut din generație în generație oamenii ai lui, rămășița aceea, slăviți să fie Domnul. Asta îmi dă speranță, oameni buni, noi am vrea biserica să fie toată imaculată, mireasa lui Hristos. Dar ascultați, și dacă nu e așa, rău pentru cei care nu sunt așa, biserica are viitor. Să nu tot dăm vina pe biserică. Și atunci mă întrebați, bun, fratele Iuga, și totuși, care e provocarea mare a zilelor noastre? Știți ce mă gândesc eu? Marea provocare a zilelor noastre pentru familii suntem noi căsătoriți. Bărbații și femeile căsătoriți. N-ați așteptat niciunul să zică că sunt copiii. Marea provocare a generației noastre, copiii. Am o rugăminte, sper să nu ne audă ei. Nu mai vorbiți de rău de copii, de tine. Pe două motive. A cui sunt? Ai noștri? Și pe cine să se amine?
Că noi zicem că s-o braznici, că s-o așa, păi frate, ce naște din... Mă înțelegeți? Deci, tu îți dai seama că vorbești de copiii tăi care seamănă pe tine? Păi dacă atât de mult seamănă pe tine și ești nemulțumit, de ce să vorbim de rău? Merge și ne tragem câteva palme, că spune Iisuse, n-ai putut să-i faci diferiți de noi. Al doilea lucru, vă întreb eu, copiii ăștia, distrugerea, catastrofa lumii și a universului, cine i-a crescut? Aveți grijă ce spuneți. Că dacă spuneți, i-am crescut noi, continuați cu palme. Dacă voi ați fost profesori și ăsta e rezultatul. Dacă spuneți, frate, nu i-am crescut noi, că n-am avut timp, am fost ocupat, deci nu i-ați crescut voi. Și atunci cine-i vinovat? Dacă Dumnezeu ți-a dat să crești și nu i-ai crescut, cine este vinovatul? Deci ați văzut că eu pe copii am scos de pe listă. Tinerilor, poate nu-mi dați un like. Da. Și atunci mă întorc la ceea ce cred eu, tot mă întorc cu chestia asta la ureche, poate până la urmă o să o des cumva, urechea-i de vină, nu microfonul. Eu cred că provocarea mare este în noi, în bărbați și în femei. Nu știu cum ați descrie voi soții și soțiile din zilele noastre. Eu mă refer la cei creștini. Știți cum îi văd eu? Foarte aglomerați. Noi suntem foarte aglomerați. Bine, suntem aglomerați cu lucruri serioase. Telefon. Să continui sau nu? Da, foarte, foarte aglomerați. Nu știu prin zona voastră, dar soții creștini au devenit foarte pretențioși, foarte mofturoși. Pe ei nu-i mai interesează care-i gustul Domnului, care-i voia Domnului, ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Știți ce ne interesează pe noi? Toată lumea să se învârtă în jurul nostru. Toată lumea să-L respecte pe El. Toată lumea să zică să rămână Lui. Vine tata acasă, toată lumea să stea drept. Că până a venit El acasă, toți au stat drept în fața lui mama. Și acum mama de ce-i supărată? Că vine El acasă și poate se schimbă capitanul. Foarte egoiști, foarte sensibili am devenit. Ferească Domnul să ne zică cineva ceva, o vorbă. Stați că acum este jignirea din priviri. Cum s-a uitat la mine? Păi ăsta poate fi motiv de divorț, cum s-a uitat la mine. Și dacă nu s-a uitat, e un alt motiv de divorț. Dar de ce nu s-a uitat la mine? Am devenit așa foarte, foarte sensibil, da? Să zic că am devenit materialiști, foarte legați de lumea aceasta, foarte preocupați de lumea aceasta. Ei, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne uităm, o să încerc iarăși varianta simplă, cum îmi place mie, înainte de a trage noi niște concluzii, aș vrea să ne uităm la niște familii care ne sunt prezentate în Biblie. Vreau să vă spun că toate familiile prezentate în Biblie n-au început cu provocările familistului. Au început cu provocările pentru tineri, până n-au fost căsătoriți. Să știți că și tinerii au multe provocări și au avut. Dar familiile pe care le voi aminti eu sunt familii care au început cu Dumnezeu. Au început în voia lui Dumnezeu. Și te-ai aștepta ei să n-aibă nicio provocare. Dacă ai început cu Dumnezeu și Dumnezeu a rostit binecuvântarea, ai crede că totul merge strună. Să vedem, chiar așa a fost. Și spun eu, n-ai ce face, totdeauna încep cu modelul, o să încep cu Adam și Eva. Au început bine, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo unde trebuia. Care a fost provocarea pentru Adam și Eva? Acolo în Eden. Dacă unii credeți că în Eden nu sunt provocări, înseamnă că n-aș citi Biblia. Provocările vin și în Eden. Nu numai în afara Edenului. Știți care a fost provocarea pentru ei? O să folosesc un cuvânt care sper să rețineți, să rămână. Ei au ajuns. Și în general, când vorbești de întemeierea unei familii, mulți doresc să ajungă. Să ajungă să o găsească, să ajungă să-L cunoască, să ajungă la altar, să ajungă sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar există un cuvânt în Scriptură care spune să vă comportați în felul acesta ca binecuvântarea să rămână, nu doar să ajungă. Că dacă ajunge și pleacă, ai doar o poză, ai un filmuleț, o istorie, să rămână. Știți care a fost provocarea pentru primii soți, pentru Adam și Eva? Să rămână mulțumiți în locul în care i-a așezat Dumnezeu.
și se pare că n-au putut rămâne mulțumiți. Să rămână credincioși Dumnezeului care i-a creat și i-a binecuvântat. Și se pare că n-au avut puterea să rămână credincioși. Și dacă n-au rămas într-o relație bună cu Dumnezeu, și dacă n-au rămas în voia lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, știți care a fost apoi provocarea? Să rămână cu Dumnezeu în mijlocul spinilor și a tuturor necazurilor pe care le-au întâmpinat. După ce au pierdut ce au avut, atunci au dat seama cât de importantă este prezența lui Dumnezeu. Edenul nu l-au mai putut găsi și acum acolo, în mijlocul necazului, trebuia să aibă grijă de relația lor cu Dumnezeu. Nu mai bine plăteau prețul să aibă grijă de relația în Eden? Să rămână, să respingă. Când vine diavolul să-ți ofere ceva, orice ar avea el și oricât de frumos ar fi împachetat, știi care este provocarea? Să-l respingi. Să-i spui, n-am nevoie de sfaturile tale, n-am nevoie de ofertele tale, n-am nevoie de ideile tale, n-am nevoie de interpretarea biblică a ta, îl am pe Dumnezeu și rămân cu El. Amin? Astea au fost provocările pentru Domnul Iisus Hristos. Să rămână în fiecare moment în voia Tatălui. Să rămână consecvent până la capăt în împlinirea planului Dumnezeu. Și ce a însemnat aceasta? Să rămână pe cruce în suferință. Să respingă ofertele diavolului care erau atât de mari, frumoase, strălucitoare pentru el. Și să-i spună, Domnul, înapoi a mea, n-am nevoie de nimic de la tine, pentru că eu l-am pe Tatăl și în Tatăl am tot ce-i trebuie. Astea au fost provocările pentru prima familie. Haideți să luăm o altă familie faină, binecuvântată, Avram și Sara. Avram și Sara sunt chemați de Dumnezeu. Avram și Sara acceptă chemarea lui Dumnezeu, deși au trebuit să sacrifice mult, să renunțe la mult. Din niște oameni care trăiau într-o societate prosperă, bogăție, tot ce vrei, au devenit corturari. Să știți că nu este simplu. Imaginați-vă unii care aveți o situație bună, sper că aveți o situație bună, sau aici sau în România. Ai casă, tot ce trebuie, poate n-ai terminat-o decât de curând și acum zici că a sosit momentul să te bucuri. Și Domnul spune, nu o să vă pun nici cu măgarul, nici cu cămila, Domnul spune, vrei să te folosesc pentru binecuvântarea altora, da, cumpără-ți o rulotă, vinde tot ce ai, cumpără-ți o rulotă, și pleci. Unde? O să-ți spun eu. Păi spunem de acum, să știu. Nu, nu-ți spun de acum. Te duci unde o să spun eu. Din când în când o să-ți bag pe GPS următoarea locație. Ți-ai putea lămuri nevasta? Voi i-ați putea lămuri pe bărbați? Nu, așa-i? Sunteți una, am înțeles. Avram își poate lămuri soția. Să nu credeți că lui Sara nu i-a plăcut confortul și binele? Cumva Avram are puterea aceasta să o lămurească pe soția lui că a plecat să-l slujești pe un Dumnezeu necunoscut prin credință, e un mare har. După ce pleacă cu atâtea sacrificii, normal că n-au provocări, nu? Dar să știți, provocarea cea mai mare nu vine de la cananiți, nu vine de la dușmani. Știți de unde cred eu că a venit provocarea cea mai mare care era pentru ei? Să rămână mereu cu credința aceasta, ne-a chemat Dumnezeu. Suntem o familie specială. Indiferent cât de greu este, noi trebuie să rămânem în voia lui Dumnezeu, în ascultare de El. Vine Dumnezeu și le face o promisiune, da? Vă voi da un fiu, vă voi da un băiat. Și imediat le dă băiatul, nu? Trec ani, ei rămân credincioși și provocarea a fost, continuați să credeți. Rămâneți în așteptare pentru împlinirea voiei mele la timpul meu. Nu-mi propun în seara aceasta să mă rog, să mă leg de tineri, dar să nu credeți că e așa de ușor pentru ei când le spui, așteaptă timpul lui Dumnezeu.
Dumnezeu a pregătit pentru tine o fată superbă, așteaptă timpul lui. Și el spune, da, la 18 ani n-am găsit-o, la 19 nu, acum am 22, am 27, toți prietenii mei sunt însurați și au copii. Ați văzut că nici nu mă leg de fete cu ajunsele la 29. Și ce frate Iuga, m-am păstrat curată, sunt în voia Domnului, până când ne mai îmbeți cu povești din astea, că timpul Domnului, că voia Domnului, păi credeți că pentru Sara au fost diferit? Trece un an, trec doi, trec atâția și de fiecare dată afli din nou, nu sunt însărcinată. Nu degeaba la un moment dat în disperarea ei spune, băi Avrame, am auzit de la români un proverb, ce, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Hai să îl ajutăm și noi pe Dumnezeu. Ia-o pe domnișoara asta, fă o fertilizare în vitro, avem un copil și Dumnezeu nu rămâne de rușine. Și Avram ascultă, dar nu iese bine. Și pentru ei rămâne mereu provocarea aceasta. Credeți-mă pe mine, așteptați timpul meu. Și va veni vremea aceea. Provocări pentru ei. Ați auzit de Moise și de Sefora? Și ăștia copii faini, așa-i? Când ți-e viața mai dragă, Dumnezeu te cheamă în slujire. Sefora numai la asta nu s-a gândit. Când l-a salvat pe năcăjitul ăla de lângă fântână, și i-o dat apă, oare nu s-o gândit niciodată, Doamne iartă-mă, mai bine nu-ți dădeam, te lăsam acolo. A fost o vreme bună, frumoasă, eu sunt acasă la tata, tu ești cioban bun, avem și doi băieți faini, ești om liniștit, tu mai mult plecat, eu mai mult liber. Și vine într-o zi Moise și spune, nevastă, am o veste foarte bună, care Dumnezeu mă trimite în slujire. Na, Domnul cu tine, nu zice, vii și tu. Și cu ce plecăm? A, zice, am închiriat un autocar, aer condiționat, condiții lux, pat matrimonial și chiar mergem pe autostradă, nu este scutere până în Egipt. După ce ajunge în Egipt, zice, auzi, mi-a venit o idee, zic, am aglomerat, du-te acasă, ia copiii și du-te acasă. Eu de eram în locul ei, întrebam ce ți-ai găsit una mai tânără și acum vrei să scapi. Măcar din spuneai să rămân acasă când am fost, nu mă duci până aici, până toate gropile. Și Dumnezeu nu-i binecuvintează imediat cum ne-am așteptat noi. Toată lumea îl ascultă pe Moise, toată lumea îl recunoaște. A, el a început când taie panglica și după asta când îl vedeau ăștia pe Moise, știi ce ziceau? Ne-ai nenorocit, bă. Asta Domnul te-a trimis. Măcar până ai venit tu, aveam paie, aveam ceva, aveam și noi un program de lucru. Acum suntem terminați, ăștia scolupa pe noi, ne bat de numai, ne znopezi, că ai venit tu robul Domnului să ne elibereze. Oare care au fost provocările pentru Moise, pentru familia lui? Să rămână în credință, să rămână în slujire. Că noi am așteptat când ne cheamă Dumnezeu la o slujire, totul să meargă strună, imediat. Gata, oamenii, vrem să facem evangelizare, oamenii se pocăiesc cu grămada, vrem să facem o lucrare, avem aprobări. Nu-i totdeauna așa. Ani întregi de greutăți când nu vezi nimic la orizont. Știți că o vreme Dumnezeu, apropo, și când vin plăgile, ați observat că la început Dumnezeu nu face diferența. Vine o zi în care Dumnezeu spune, de acum în Gosen va fi altfel. Dar până atunci, ce se întâmplă la egipteni, se întâmplă și la evrei. Provocarea să rămâi în credință, să rămâi în voia lui Dumnezeu, să refuzi gândurile rele pe care ți le dă satana, nu merită, poți avea o altă viață, poți avea o altă bucurie. Există ceva în care merită să-ți investezi viața, nu în așa ceva. Ați auzit de Iosif și Maria, părinții lui Iisus? Oameni faini și ăștia, da? Doamne, niciodată nu vom înțelege ce au făcut ei pentru împărăție. Să-L lași pe Dumnezeu să schimbe viața în mod radical. Oameni serioși s-au logodit, aveau planuri de nuntă. În limbajul vostru a tinerilor, deja au stabilit la ce hotel fac nunta. Restaurantul ăla fain.
Au și discutat cu trupa care se le cânte la nuntă, că doar ai observat, doar nu după predicator se face nuntă. În funcție de poate veni ăla cu idolul sau nu poate veni, dacă restaurantul galben e, la final că vine păstorul, că nu vine, oricum vine pe degeaba, știi, la, îl pune și pe el. Da. No, ăștia aveau și ei, ca voi, viață programată, acolo faci, ața facem, invitații, sper că n-au dat invitațiile, nu știu cum a fost, și vine îngerul și aduce o veste bună, o veste bună care îi dă toate planurile peste cap. Nu mai e timp nici să-ți faci rochiță, nici să schimbi cu ăsta, nici cu ăsta. Și știți ce fac oamenii aceștia? Nu înțeleg, să nu spuneți că au înțeles totul. Se așează la dispoziția lui Dumnezeu ca să facă ce trebuie pentru Iisus. Din momentul în care Maria spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Din momentul în care Iosif îl crede pe îngeri, îl crede pe Dumnezeu, viața lor avea un singur nume. Ei nu se mai trezeau dimineața să spună, dragă, ce vrei să-ți fac astăzi? Iosife, cum te simți bine? Știți care era întrebarea lor? Ce vrea Tatăl să facem astăzi pentru Iisus? Viața lor a fost o viață dedicată lui Hristos. Și ei urmăreau, astăzi trebuie să-L ducem pe Hristos la tăierea împrejur. Noi avem datoria ca părinți. Acum îl ducem pe Hristos la sinagogă. La 12 ani îl ducem pe Hristos în templu. Pentru că la asta ne-am angajat să fim purtătorii lui Hristos. Așa în paranteză, noi creștinii. Asta e frământarea noastră în fiecare zi? Ce trebuie să fac pentru Hristos? Unde trebuie să-L port astăzi pe Hristos? La locul de muncă. Trebuie să-L port pe Hristos acolo, trebuie să-L port pe Hristos într-un azil de bătrâni, nu știu, trebuie să-L port pe Hristos pe stradă. Asta e frământarea noastră. Și vreau să vă întreb, pentru oamenii aceștia atât de dedicați, care au sacrificat atât de mult, au fost provocări? Provocarea lor a fost să rămână zilnic în asta. Să nu schimbe niciodată scopul vieții, să spună, băi, acum 15 ani am trăit pentru Iisus și Iisus ne-a coordonat viața. Acum, când mai trăim și pentru noi? Când ne mai gândim și la noi? Nu, provocarea era, ați promis că rămâneți la dispoziția lui Dumnezeu să fiți purtătorii lui Hristos. Asta faceți până în ultima zi din viață. Chiar dacă se schimbă lucrurile și de la o etapă la alta Hristos trebuia slujit altfel, ei rămân slujitorii lui Hristos, la dispoziția lui Hristos. Credeți că n-au avut și ei sfaturi de la alții? Poate cum să-L crească pe Iisus? A, mă lasă, dar toată lumea a crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Nu i-am mai fi spus Mariei, bă, fată, spun eu cum se crește un băiat. Iosife, bagă-ți mințile în cap, tu știi cum ne creștem noi, evreii băieții. Dacă vrei să fii un evreu serios, îl crești cum îți spunem noi. Și Iosif spunea, eu îl cresc cum îmi spune Iisus. Păi de ce te muți, Iosif, de aici dincolo? Că e mai bine la noi decât în zona respectivă. El spune, da, dar Iisus trebuie să locuiască unde zice Tatăl. Nu eu aleg unde locuim, ci alege Tatăl pentru Fiul Lui. Să respingi toate ideile altora și să rămâi în voia lui Dumnezeu. V-am spus de Corneliu și Cornelia, așa cred că o chema pe soția lui Corneliu, ca să fie ușor pentru mine. Știți că ei sunt oameni serioși, păgâni serioși, află de Dumnezeu, se dedică lui Dumnezeu, se înalță rugăciunile la cer, familia lor se roagă împreună, nu se mai roagă pocăiți împreună, dar se roagă Corneliu cu toată casa lui, Dumnezeu vede, Dumnezeu răsplătește, vine îngerul, trimite la Petru, le vine o idee lor, nu știu, surorilor, bănuiesc că ei a venit ideea, când bărbatul trimite să-l aducă pe predicator, ei vine o idee. Și ca femeie înțeleaptă spune, auzi bărbate la ce m-am gândit eu, ia zi iubire că tu ai idei bune. Și eu m-am gândit dacă noi oameni serioși, temători de Dumnezeu, care facem bine, care ne rugăm, dacă noi avem nevoie de mântuire, și trebuie să vină un predicator să ne spună lucruri prin care vom fi salvați noi. Ați priceput că oamenii buni au nevoie de salvare sau nu?
Oamenii buni n-au nevoie de altceva decât de salvarea lui Dumnezeu prin Hristos. Amin? Deci de câte ori întâlniți oameni buni, nu-i faceți răi. Nu spuneți că sunt răi. Și când cineva spune că e bun, spui mărit să fie Domn. Nu-ți mai lipsește un singur lucru, salvarea prin Iisus Hristos. Și mă întorc la ideea, ei spune, auzi, dacă noi ăștia buni avem nevoie de salvare, păi neamurile tale care, cu tot respectul, îs prăpădiți de numai, ei n-au nevoie de salvare. Și zice bărbatul, băi, adevărat, tăța mea îs prăpădiți, ce idee ai? Deci hai să invităm și pe ei la noi în sufragerie să asculte și ei predica. Bine zici, hai că le trimite o SMS-ul și îi invit. Oare a avut curajul după asta să spună, iubire, eu știu că tăi, neamurile tale, nu sunt așa de rele ca mele. Dar tu ai zis că și ăia buni au nevoie de salvare, îi chemăm și pe ai tăi. Ce-o fi zis ea? Hai că măcar facem o poză, cheamă-i. Ideea este că atunci când vine Petru, acolo găsești o adunare de oameni veniți să asculte cuvântul. Și știți cum lucrează Duhul Sfânt, cum transformă. De câte ori mă gândesc la ei, mă gândesc la o sufragerie pusă în slujba lui Dumnezeu. N-aveți sufragerie, așa-i? A, dar aveți covoare scumpe? Și ascultați-mă, pe bune că e riscant. Am eu vă spun direct că înțeleg, dacă ai covoare scumpe, noi, dacă vine aia și nu se descalță, e bai. Dacă se descalță, e mai mare bai. Nu mai bine nu-i chem și rămâi cu covoarele. Dacă parchetul e frumos, dacă vine una cu toace și zgârie parchetul. Acum înțeleg că noi adulții putem să ne mai controlăm. Dar întrebarea, oare ăștia vin cu copiii sau fără? Că dacă vin ăștia cu copiii și-s copiii cașa noștri și ținem acolo mai mult de un ceas, două, că acolo a fost mai mult timp, la ăștia le vin idei, frate. Dau cu checea pe pereți ca să-și arate talentul ceva. Păi ascultați, pe bune, doar nu o să ne riscăm noi sufrageriile noastre, ca în sufrageriile noastre Duhul Sfânt să schimbe pe cineva, frate. Ar da urât. Mai bine facem poză și ne ducem cu poza aia în iad și ne tot uităm la sufrageria faină care am avut-o cu aer condiționat, care a rămas nepătată. Poate vă vine o idee să puneți sufrageria în slujba Domnului. Să mai întrebați pe cineva, hai bă la noi, îți facem sarmale cum n-ai văzut tu. Pot fi și italieni, și africani, și oricare. Vă dăm cârnați, vă dăm cașcaval, vă dăm macaroane, nu, spaghete, m-au corectat ăștia, da. Vă dăm tot ce trebuie, dar vă dăm și Evanghelia. Ar fi riscant să ne deschidem. Apropo, în Cuba, unul din secretele creșterii mișcărilor. Și dacă vă întrebați care, baptistă sau pentecostală, n-are egal, acolo n-au diferențe. N-au treabă ei cu ce culoare ai la scaune. Atât de mult sunt focusați pe câștigarea sufletelor că nu îi interesează dacă tu ai microfoane galbene, verzi, că oricum ei nu prea le au. Important e să câștigi pe cineva pentru Hristos. Știți unde se pocăiesc cei mai mulți oameni? În casele pocăiților. A, să nu vă imaginați case ca a voastră. N-aveți idee. Deci eu am rămas șocat, șocat în sensul pozitiv, că șocat am fost eu mai de mult. Dar la noi, când e vorba de familie, e intimitate, noi vrem liniște, noi vrem pace, noi vrem să nu ni se zgârie, să nu miroase. Oameni buni, ei cocioabele alea sau cum vreți care le au, când vine vremea pentru adunare, ascultați-mă, soră, nu există dormitor în casă, nu există bucătărie. Deci când a venit lumea acolo, și acolo vin nepocăiții. Și să nu credeți că vin sălbatici, că în Cuba, fiind o țară comunistă, ca și comuniștii noștri au pus mare accent pe educație, acolo vin medici, acolo vin ingineri, dar nu cu figuri în cap, da? O grămadă prin bucătărie, o grămadă pe dincolo, o grămadă prin dormitor, ușile deschise, ca la noi, la morți, și așa, la priveguri, când nu avem capele, și li se vestește Evanghelia. Nu zice cineva că, vai, că acum am eu intrat în dormitor. Important e că aude Evanghelia, se pocăiește. Că și așa n-au ce pune la loc și e ok. Și dacă asta, cu sau fără perdele, cu sau fără geamuri, cam fără geamuri. Au geamuri, dar n-au sticlă. Deci eu am dormit odată și îmi văd, vai, s-aude ca din stradă. Și dacă m-a fost tras o leacă perdeau și eram obosit,
I-am zis la nevastă, zic, cine știe ce-o fi? Dimineața când am tras pe deaua, am zis că nu văd bine și atunci am început și eu așa fiind. Și am zis, bă, ori se întâmplă o minune și eu trec prin geam, ori nu sunt, dar nici la biserică nu erau. Dar ce bucurie au. Ei, care a fost provocarea pentru Corneliu și Corneliu? Domnule, înțeleg că odată ne punem sufrageria la dispoziția Domnului. Și odată îi chemăm, transpirăm, trebuie să zugrăvim după ei. Și care cred eu că a fost provocarea pentru ei? Să mai fac odată lucrul ăsta. Să mai fac odată lucrul acesta. Să spună, băi, noi ne-am implicat odată, am făcut niște sacrificii, dar Dumnezeu ne-a răsplătit. Hai să facem și a doua oară, hai să facem și a treia oară, hai să facem și a patra oară. Păi așa mă gândesc eu că unele familii, făcând odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, au ajuns în casa lor să aibă ce? Adunare. Acum îmi spunea un frate zilele astea, nu-i dau numele ca să nu mă audă, îmi spunea de începutul unei biserici, tot prin zona voastră, prin Bucovina, care sunteți de acolo, nu prea sunteți de acolo, eu zic, atunci când s-a început adunarea, unde credeți că s-a început? La o familie care avea un copil, nu? Care avea foarte mulți, din cât au avut ei, au pus o cameră la dispoziția Domnului. Și cam așa, și în circuitele mele, mai de mult, acum se mai schimbă. Când mă duceam câteodată, n-am vrut să zic cum a zis unul, când eram un nimeni, și acum tot, dar când eram necunoscut. Și ce credeți, că mă invitau ăia care... Mă invitau ăia care erau mai săraci, care erau mai mulți cu tare, îmi dădeau și mie o farfurie de că tot acolo era, la Ceaun era, la, mă simțeam bine, era... A, după asta te cheamă unii. Acum, ca o lecție, eu le spun la colegii mei, ca o lecție de obraz, când te mai duci vreodată prin localitatea aia, dacă mai trăiesc ăia, unde te duci prima dată? La ei să le zici să rămână, că ei te-au primit când alții erau grăbiți, da? Asta poate fi provocarea pentru noi. Credeți-mă, dar nu fac cu voi lecții de dirigenție, poate pare așa. Eu cred că toți am făcut lucruri bune, odată în viață, de două ori în viață. Știți care este provocarea? Să rămânem constanți, să rămânem perseverenți. Nu numai cum zicem noi despre alții la Paști și la Crăciun, să fim noi oamenii care în fiecare zi, în fiecare situație, mă deranjează, mă bucur, dar mă deranjează în același timp când îi aud pe unii mai în vârstă și vă spun vouă că sunteți tineri, să nu ajungeți așa. Frate, când eram noi tineri, când eram noi tineri, făceam asta, sacrificam, alergam, primeam și acum de ce? Rămânem numai cu poze, cu istorie. Asta a fost provocarea, dacă vreți, pentru Corneliu și Cornelia, să rămână deschiși pentru voia lui Dumnezeu, să rămână interesați în evangelizare, să rămână oamenii aceia care continuă să dăruiască. O rușine mare, știți care ar fi fost să scrie în Biblie? Până nu s-a pocăit, Corneliu se ruga, dăruia, făcea lucruri atât de faine, avea o mărturie bună. Și la 6 luni după ce s-a pocăit, casa lui era închisă, inima lui era închisă, punga lui era sigilată și numele lui a fost spătat. Știți că nu există așa ceva în bisericile pe care le cunoașteți voi. De eu vă spun că în cele care nu le cunoașteți câteodată mai pot exista oameni care, din nefericire, au fost mai serioși înainte de pocăință, s-au pocăit și apoi n-au vegheat, diavolul i-a înșelat și acum sunt mai răi decât au fost atunci când au fost nepocăiți. Și culmea, unii au și pretenții spirituale. Asta mi se pare... Ați auzit de Acuila și Priscila, da? Și ăștia oameni faini, chiar oameni faini, dedicați lucrării lui Dumnezeu. Unii ați putea să vă gândiți la chestia asta. Am eu și aici filmul lung, dar nu vi-l spun tot. Ei vin la adunare, nu știu dacă au stat unul lângă altul, sau erau cu telefoanele sau cu altfel de semne, dar vine un musafir, un predicator. Și începe ăsta să predice și eu tot așa cred că femeile au idei bune. Se uită nevasta ăsta, Priscila, la Acuila și zice... Nu, îi scrie mesaj ca să nu deranjeze. De asta e bine să aduci telefonul la biserică, să scrie mesaj, nu te uiți să vadă toată lumea. Că apoi se prinde.
Și zice, iubitul, unde crezi că mănâncă ăsta când se termină biserica? El răspuns corect bărbătesc, unde zici tu? Ea zice, la noi. El ar vrea să întrebe, dar iubire, eu când am idee să invităm pe cineva, totdeauna zice că ești nepregătită. Vedeți că nici n-am curajul să mă uit la ele. Mă uit la voi. Și ea zice, acum nu sunt pregătită, dar sunt pregătită. Știți cum e asta? Acum, dacă eu am hotărât că vine la noi, vine la noi. Surorilor, totuși, să mă uit în ochii, ce a făcut ăsta de mâncare? Că nu cred că era pregătită. Să presupun că era o zi din aia în care ai zis, băi, mâncăm ce avem în frigider, ne ducem la biserică, venim, mâncăm o leacă, ne hodinim, că am fost toată săptămâna obosiți. Și acum, taman, îl inviți pe ăsta, de ce? Că îți place de el, că predică tare și auzi și tu, și fără microfoane, asta e mare lucru pentru unii, că aud și ei predica, dacă strigăm noi, de asta mai strigăm câteodată, în afară de defect profesional. Și după asta, îmi place scena din casă. Nu știu dacă i-o făcut lasagna sau ce i-o făcut așa, o salată. Bănuiesc că a început cu scuzele astea românești. Cum îl chema pe ăsta? Cum? Apollo, da, m-am prins și eu dacă, da. O să spun, frate Apollo, acum să spun, noi nu suntem pregătiți, că dacă noi eram pregătiți, te trata, dar de ce te-am invitat noi acum? Și noi nu te-am cunoscut până acum. Că nu prea stăm pe internet să urmărim. Așa că n-am văzut cum predice Evanghelia. Și ce har ți-a dat Dumnezeu. Am zis să vii la noi acasă. Să spun de ce. Nu să vezi covoare și asta, că n-avem, că suntem așa cum suntem. Noi am avut privilegiu să lucrăm împreună cu Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel, când pleteam corturi sau făcea altceva, el ne explica nouă Evanghelia în detalii. Cu lux de amănunte. Că el a avut harul acesta. Să cunoască adevărul detaliat, corect. Nu știu dacă o să te întâlnești cu Pavel, nu știu cât timp o să ai. Știi ce ne-am gândit noi? Acum, până mănânci matale salata asta, să-ți spunem ție ce ne-a spus nouă Pavel. Ca de fiecare dată când te vei ridica să predici Evanghelia, să poți explica adevărul lui Dumnezeu cu lux de amănunte, exact, frumos, să răspunzi la toate întrebările. Când ai făcut lucrul ăsta ultima dată cu un tânăr? Să vezi că un tânăr e pus să dea un îndemn la rugăciune, un îndemn de 15 minute. Și să stai ca persoană mai în vârstă și să zici, băi, ce fain e tânărul ăsta. Dumnezeu i-a dat un dar de a explica. Dumnezeu i-a dat o inimă bună. Normal că e tânăr și nu știe cât noi. Că el citește Biblia de 2 ani și noi o citim de cât surorilor? Ziceți, ca să aud totuși. Sau nu o citiți acum? 20. Păi diferență să citești 20 de ani sau 2 ani, dacă citești cu mintea trează. Când ai invitat un astfel de tânăr ultima dată să spui, dragul babi, primul lucru, nu că e mai bine să zici tu babă și să-mi zic eu moș decât să zic alții. Ascultați-mă, învățați de la mine, că eu știu de astea bătrânești. Să spui, auzi, eu am avut un privilegiu în viață. Tata a fost slujitor. Că mă gândesc unele sunteți fete de slujitori, de păstori. Mama a fost o femeie a cuvântului lui Dumnezeu. Bunica m-a învățat adevărul lui Dumnezeu de mică. De eram băiat, eram cel mai tare predicator. Dar nu spui asta, ca să nu creadă că ești necăjită pe chestia asta. Sau să spui, împreună cu soțul meu, am găsit un bărbat care iubește Scriptura și de 20 de ani învățăm Scriptura împreună. Și te-am văzut joi seara la îndemn. Uite ce m-am gândit. M-am gândit să mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. M-am gândit să te invit la un pahar de iaurt și niște covrigei făcuți de mine bio și până tu îi mănânci, eu să spun că mă voi ruga pentru tine.
Și aș vrea să spun câteva lucruri mai în detaliu, pe care eu le-am înțeles din Scriptură. Mie mi-a luat mult să le înțeleg și după ani de predici, de citire, de rugăciune, am înțeles niște lucruri. Vreau să ți le spun și ție, ca să-ți fie mai ușor și să poți predica o evanghelie întreagă, curată. Că eu nu mai ajung niciodată unde ajungi tu, dar eu știu unde te duce Dumnezeu în lumea asta. Aș vrea să pun ceva în sufletul tău ca să te ajute în predicarea Evangheliei. Când ați făcut asta ultima dată? Mă rog lui Dumnezeu să nu fie niciunul aici care să fi făcut altceva. Când a venit unul mai timid în față să spună ceva, la final să spui, ai dat cu stângul în dreptul, mai calci în viața ta acolo, bă, mucosule. A, nu, voi nu faceți chestii în astea. Dar încurajare, când ați făcut ultima dată? Știți cum îmi imaginez eu? Am voie să-mi imaginez că și voi aveți voie. Au trecut ani. Nu știu pe unde au ajuns Acuila și Priscila. Sunt și tineri faini, nu mă bătrân faini, ascultați-mă. Și auzind ceva din istoria acestor oameni, un tânăr a hotărât să le cumpere o tabletă la moșnegii ăștia doi. Și ce fac moșnegii când au o tabletă și au internet? Ce fac? Ce caută ei? Doi bătrâni pocăiți, ce caută pe tabletă? Nu ce căutați voi, ascultați-mă. Știți ce caută ei? Biserici, predici, evenimente. Oricum nu mai văd bine cine apare, dar măcar să audă, să vadă. Și la un moment dat deschid un link, că le-a apărut și lor evangelizare pe stadionul de nu știu unde. Și te uiți, mai ștergi ochelare, știi că noi, bine să ștergi, că eu mi-am dat seama că dacă ștergi și ochelare și parbrizul, chiar vezi mai bine. Dar mi-a luat mult până m-am prins de chestia asta. Știi, și mai ștergi. Și la un moment dat tot ea care are idei buni, zice, bă, moșule, ia vine tu, zice, o leacă încoace. Mă, cine e ăsta pe sticlă? Nu cumva... Și moșul se uită un pic. Tu, zicei, ăla cu salata. Nu, zice, fii atent cum predică Evanghelia. Cât o fi acolo? Nu știu, o fi vreo 30.000 pe stadion. Uite cu cât curaj, uite cu câtă claritate, uite ce har are de la Dumnezeu și fii atent. Fii atent la detalii, fii atent ce le explică ăsta oamenilor. Bă, oameni buni, nu e important să credeți că s-a născut Iisus Hristos. E important, dar nu suficient. Nu-i suficient să credeți că el au făcut minuni, că și draci au crezut că au făcut minuni. Nu-i suficient. Trebuie să credeți că el este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul vostru. Credința în el vă salvează. Și ce încep să facă bătrânii, eh? Încep să le curgă lacrimile. Și să spună, auzi, știi de unde le știe el pe astea? De unde? Ce știi tu când o statel pe canapeaua aia ruptă, că abia stătea, că n-avea mâna mai bună? Și eu și cu tine i-am explicat Evanghelia mai în detaliu. Ei, e fain să faci o dată cu unul. Și asta e miracol. Știți care cred eu că a fost provocarea pentru ei? Să rămână așa și pentru alții. Să investească și în alți tineri. Că plecau dintr-o localitate, într-o localitate, renunțau la confort, odată îi găsești aici, odată dincolo, și mereu când te duci la adunare, pe lângă închinare, bucurie, ce ți oferă biserica ție? Că asta este întrebarea, dar ce mi oferă biserica? Ce face biserica pentru mine? Mai mult decât îți poți imagina. Mai mult decât îți poți imagina. Biserica este locul unde te-a salvat Dumnezeu, că ți-a plăcut, că nu ți-a plăcut. Biserica este locul în care ți-a crescut nevasta de care te bucuri astăzi. În biserică s-a pocăit, în biserică a învățat, în biserică a răbdat, în biserică s-a maturizat. Biserica a ajutat-o să priceapă voia lui Dumnezeu că trebuie să mărite cu tine, că dacă nu a ajutat, nu se mărita în veci cu tine. Biserica s-a rugat pentru copiii tăi, se roagă pentru tine când habar n-ai. Aș putea vorbi o seară întreagă ce face biserica pentru noi și pentru mine și pentru alții. Habar n-avem. Câte face biserica? Că biserica nu se laudă, dar biserica nu prin ziduri, prin oameni. Face pentru noi. Pentru mine se roagă oameni care habar n-am că trăiesc, că s-au născut.
Descoperi câteodată bucuria vieții mele, se descoperi câte o bătrânică care spune, frate Iuga, de când te-am auzit prima dată, nu știu unde, nu-i zi să nu mă rog pentru tine. Și eu întreb ce face biserica pentru mine. Bătrâna aia face parte dintr-o biserică, e din biserica lui Hristos. Dar întrebarea nu-i doar ce face biserica pentru mine, nemulțumitul, leneșul. Întrebarea este, pe lângă ce face biserica, eu mă duc să fac ceva pentru alții. Și în timp ce mă bucur de harul lui Dumnezeu, că trebuie să mă bucur și să-i mulțumesc lui Dumnezeu, am ochii deschiși, am urechea deschisă, să zic, astăzi ce aș putea înțelege, ce aș putea face? Am văzut un tânăr care s-a dus acolo, e începător. Cineva trebuie să-l încurajeze. Sunt eu cel care îl voi încuraja. Dar nu odată în viață. Voi face asta de fiecare dată, să rămâi în voia lui Dumnezeu, să rămâi consecvent, să respingi idei de genul, frate, am făcut asta cu 30-40 de ani, de 25 de ani am făcut lucrul ăsta, să mai facă și alții. Asta trebuia să spună Iosua, să știți. Iosua trebuia să spună, Viorele, tinerețea mi-am petrecut-o ca slugă lui Moise în casa lui Dumnezeu. Viața mi-am petrecut-o în slujba lui Dumnezeu cu frații ăștia mei buni sau nemernici sau cu figuri în cap, da? Am ajuns bătrân, ar mai fi vremea să mă hodinesc și eu. Și știți ce face Moise? Ce face Iosua? Merge în fața poporului și spune, faceți ce vreți, că aveți libertatea, dar eu bătrânețele mi le petrec altfel. Eu și casa mea vreau să-i slujim Domnului. Te uiți la atâția oameni care au făcut ce trebuie o perioadă. Unii din nefericire au abandonat. Și este trist. Alții au rămas perseverenți. Aș putea spune despre atâtea familii. Care ar fi concluzia? Care sunt provocările pentru noi? Vă spun care sunt provocările pentru noi, soțul și soțiile pocăiți. Să rămânem. În zilele noastre să rămânem în credință. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem în legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu și cu celălalt. Amin? Pentru noi, provocarea pentru mulți este să rămânem în biserică. Bisericile nu sunt perfecte, am spus. Nu sunt perfecte că noi nu suntem perfecți. Să rămâi în biserică, să plângi când trebuie să plângi cu oamenii, să suferi dacă trebuie să suferi, să pui mâna să lucrezi în zilele de bucurie, să te bucuri. Știți care sunt provocările pentru noi, care au fost și pentru alții? Al doilea cuvânt lângă rămânere ar fi respect. Să ne respectăm rolurile pe care le-a stabilit Dumnezeu. Să nu înființăm noi alte roluri pentru noi, că Dumnezeu știe ce a făcut. Să ne respectăm mandatul de părinte, cum ne l-a dat Dumnezeu, nu cum îl vrea societatea. Să-l respectăm pe cel pe care l-am ales în Hristos. Cuvântul ne spune să ne respectăm unii pe alții. Și ar trebui să ne respectăm în primul rând că suntem oameni, nu suntem animale. Și soțul și soția sunt oameni, slavă Domnului. Ar trebui să ne respectăm că suntem frați în Hristos, mântuiți prin acela sânge. Ar trebui să ne respectăm pentru că ne-am ales unul pe altul și celălalt este darul lui Dumnezeu pentru noi. Darul nu e perfect. E perfect Dumnezeul care mi-a dat darul. Și eu trebuie să respect pe celălalt din respect pentru cel care mi l-a dăruit. Și ar trebui în viață să avem respect și pentru alegerile partenerului nostru. Aici chiar suntem foarte deficitari. Am amintit un pic fraților de la Agape despre două surori tare pocăite. Una chiar faină de tot, o chema Marta, harnică, binecuvântată, că avea casa ei, era casa ei, iubitoare de Iisus, o mare slujitoare, își deschide casa pentru Iisus, pentru ucenici. Credeți că a fost ușor? Voi vă gândiți câți șmecheri din ăștia religioși erau împotriva lui Iisus? Și Marta nu era cocoțată într-un vârf de munte unde n-ajunge nimeni la ea. Știți unde era casa ei? Unde era Betania? Aproape de Ierusalim. Și unde erau ăia care făceau spume la gură când auzeau de Iisus? Unde erau?
acolo la Ierusalim, prin templu și prin zonă, da? Nu le luau mult să vină să o trateze și pe ea cum l-au tratat pe Iisus. Femeia aceasta, în mod deschis, își deschide casa pentru Iisus, pentru că și-a deschis inima pentru Iisus. Dar o vedem într-o situație, pentru că nimeni nu-i perfect. Când sora ei face o alegere diferită, ea așa consideră că e normal să aleagă să facă mâncare pentru Iisus și pentru ucenici. Bine a fost surorilor. Asta mă doare, că nu mai credeți în asta. Voi vreți numai Maria să fiți. Noi câteodată am vrea să întâlnim și Marta. Că dacă te întâlnești numai cu Maria să-i explici cuvântul, după o zi de explicare a cuvântului, ai coronițe în jurul capului. Noi câteodată o mai dorim și pe Marta, să știți. Marta alege să facă mâncare, super, da. Era ca la un fel de mică logodnă acolo, dacă erau și Iisus, ucenice, mai erau și femeile, și toți harnici să o ajute pe Marta, de asta lucrează singură, dar nu intru în detalii. Și la un moment dat, ea face o descoperire. Unde-i sorul meu? Scanează, se uită, unde era sorul sa? La picioarele lui Iisus. Păi ar fi trebuit să zică numai aleluia, slăvit să fie Domnul. Sora mea, care a fost mai prăpădită ca mine, care s-a pocăit, care are nevoie de învățătură, poate dacă Marta ar fi gândit cu mintea mea de acum, cam târziu și la mine, și de-ar fi vrut să se ridice Maria, să margă la macaroane, spunea, Maria, tu stai acolo, tu ai nevoie, întreabă-l pe Iisus, lămurește. Ea o vede pe Maria acolo și ajunge la o concluzie. Dar cum, Maria o ales diferit de mine. Păi dacă eu am ales să fiu în bucătărie, Maria de ce nu în bucătărie? Da, așa cum în imaginația mea, primul lucru îi face semne. Nu știu. Al doilea lucru, arată la obraz. Tu? Ce rău? Nu. Vede că nu merge cu semnele și ce face? Se duce la Iisus. Dar știți de ce se duce la Iisus? Să-l critique pe Iisus, nu să-l întrebe. Ea nu-i trece prin cap să întrebe pe sorul sa de ce a făcut așa. Că poate sorul s-a explicat ceva și era... Nu, dar cum să o întrebe pe sorul ta de ce a făcut o alegere diferită de tine? E clar că sorul mea, dacă alege diferit de mine, nu știe, corect? N-are de unde, că n-are minchiuță ea. Eu Marta le știu pe toate. Ea, dacă vrea să aleagă bine, trebuia să se consulte cu mine. Păi dar ea atât ai pornit acum și turată, că nici Iisus nu mai știe. Ea nu merge să-L întrebe pe Iisus. Dacă e bine ce-a făcut Maria, să zică, Iisuse, nu cumva tu ai chemat-o pe sora mea? Există varianta asta cumva? Că noi tot așa vă predicăm că Maria a ales să stea la picioarele lui Iisus. Dar care ați fost acolo? Dacă Maria a vrut să meargă la bucătărie... Și Domnul Iisus a spus, Maria, hai că am niște treabă cu tine. Eu trebuie să-i scrie, las pe Marta că se descurcă ea. Ar putea intra în calcul și varianta asta. Dar noi nu-L întrebăm pe Iisus, fraților. Noi ne ducem la Iisus numai că nu-I arătăm la obraz. Ce faci, Iisuse? Tu vezi cine e la picioarele tale. Pricep că-i sorul mea. Tu ai priceput că ea o ales diferit de mine? No, uite care-i treaba, Iisuse. Spune-i să, urgent, să vină, să o coordonez eu. Am avut o scăpare la frați, dacă cred că o uitat, știi, și acum nu le-o mai repet, că am zis că dacă eram numai la o întâlnire cu bărbații, poate aveam o scăpare publică, am băi fraților, dacă unele și pe Iisus vor să-L coordoneze, nu țineți necas pe ele, iubițele. Dar nu-i vorba de voi, de Marta. Sper să nu fie nicio Marta în biserică, după asta s-am probat. Noi discutăm de ei, așa de simplu se discuți despre alții. Dar ca să nu mă leg de viața ta, dacă tu ai pe inimă o cântare și altor alege o altă cântare, normal că la nu-i inspirat, nu? Dacă eu aș considera un mesaj, da, băi, aș avea în minte un mesaj din ăsta, și vine fratele cu un alt mesaj. Voi credeți că îl întreb dacă s-o ruga, dacă o posti, să zic, bă, frate, de ce ai venit cu mesajul ăsta? Că poate dacă l-aș întreba, dar nu cu tonul ăsta, am spus, băi, Viorene, mă, nu știi ce luptă a fost între mine și Dumnezeu.
Că nu știu dacă voi știți din viața noastră predicată, că nu prea aveți, că nu vă spunem noi. Voi credeți chiar că noi n-avem minte? Voi credeți că de proști suntem aici? Ascultați-mă, nu suntem chiar așa de tântălăi. Ne fug și nouă rotițele. Și să vă spun care e cel mai logic lucru. Când te duci într-o biserică unde n-ai fost niciodată, știi care e cel mai logic lucru? Să-ți iei o predică faină, să nu jignești pe nimeni, să se bucure toți și să zică pe ăsta să mai vină pe la noi, că Doamne drag mi-a fost. Ce povești minunate au avut. Și câteodată chiar pleci și spui, am predică, bă, chiar o predică bună, știi, o predică bună, încă n-o pus alții pe internet, te duci. Avem și noi o problemă, că Duhul Sfânt face cum vrea El. Și au fost momente când au trebuit de pe bancă, de acolo până aici, să-mi schimb predica. Și am avut momente care am spus, frați și surori, o să am o predică, sigur nu o să vă placă, pentru că mie nu-mi place ce-mi cere Dumnezeu să vă spun. Normal că avem idei și am vrea să fie pe placul nostru. Dar dacă aș avea un pic de minte să-l întreb pe celălalt, să-mi spună, Viorele, exact așa sunt eu ca tine, eu am vrut altceva, am vrut să vin, să vă încânt, să cu tare și să fiți toți mulțumiți și cu tare, să vă au fost fratele pe la noi, ce har și bucurie au fost. Bun, și de ce ai ținut-o asta, că ne-ai cam... Păi ce, dacă Domnul m-a obligat? Și te-ai mai apucat și tu înaintea mea să spui, iată, stăm toți înaintea lui Dumnezeu să ne spui tot ce vrea Domnul să ne spui. Să vă spun cum trăiesc eu, dar nu la voi. Ce, frate Iuga, vii la noi, ce-ți spune Domnul pe inimă? Tot ce spune Domnul pe inimă, vezi să fie de încurajare. Nu, vezi să fie de... Ei, tot încurajări vor. Eu, ce să-i încurajez? Să rămână în păcat? Am înțeles, da. Și atunci eu le predic ce zice Domnul și spun, acum faceți-o voi de încurajare. Oameni buni, vorbim despre alții, dar ar trebui să vorbim despre noi. Dacă vă întrebați care sunt cele mai mari provocări, provocările sunt în noi și pentru noi. Să fim noi bărbații ce trebuie. Nu ce vor nevestele noastre. Nu asta. Dacă vor bine, să fim ce vor ele. Dacă ele sunt glasul lui Dumnezeu pentru noi. Să avem noi siguranța că suntem în cuvânt, că suntem în adevăr, că suntem în dragoste. Să avem noi siguranța că dacă Dumnezeu ne-a așezat la cârma familiei și suntem capul familiei, nu suntem acolo de formă. Și nu ne conducem familia înspre iad, ci ne conducem familia cu fiecare pas în voia lui Dumnezeu. Asta e provocarea pentru noi ca bărbați. Nu să ne schimbăm, nu să devenim feminizați, nu să devenim fie dragă cum vrei tu. Nu, provocarea pentru noi nu-i să fim pe placul nevestei. Provocarea pentru noi este să rămânem 100% ai lui Hristos, în adevăr și în dragoste. Știți care este provocarea pentru voi? Să nu fiți ca altele. Să nu fiți cum vă vrea lumea. Ascultați-mă, provocarea nu-i să fiți cum vrea bărbatul. Că nu-i bărbatul Hristosul tău, e bărbatul tău. Provocarea este să rămâneți în cuvânt, în voia lui Dumnezeu. Să rămâneți acolo unde vă cheamă Dumnezeu. Da, cu Duhul acela de supunere și îndrăzneală când este vorba de adevăr. Să rămâneți ajutorul potrivit, să rămâi mama aceea care învață pe copii legea lui Dumnezeu. Nu ce am trăit noi în neamul nostru și ce am gustat noi și ce n-am gustat. Nu tot să ne legăm la Evanghelia după lume, capitolul 17, versetul 19 sau Evanghelia după femei, ci să spunem, asta este Evanghelia lui Hristos. Știți care este provocarea lui Dumnezeu pentru voi cei tineri? Nu să deveniți ca noi. Nici noi nu ne dorim în unele lucruri să fiți ca noi. Știți ce ne dorim noi? Să fiți tineri după inima lui Dumnezeu. Într-o societate murdară să vă păstrați curat, nu de dragul nostru, în primul rând de dragul lui Iisus. Într-o societate care nu mai dă doi bani pe Biblie, voi să fiți tinerii care să spuneți, cred tot ce scrie în cartea aceasta, cred cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți tinerii care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să fie în voi din belșug, să se manifeste în toată înțelepciunea. Să căutați voia lui Dumnezeu pentru căsătorie, să începeți binecuvântați și apoi să rămâneți sub binecuvântarea Lui.
Știți care este provocarea pentru unii tineri? Să reziste atacurilor celor răi. Și când vin la biserică și îi cheamă Dumnezeu la pocăință, și îi cheamă Dumnezeu la sfințenie, și îi cheamă Dumnezeu să împlinească porunca botezului sau altceva, să nu mai asculte de dracu care spune, bă, nu în seara asta. Las-o pe mâine, las-o pe duminica viitoare, las-o când o fi mai cald, las-o când o fi mai frig, las-o când o fi și alalt, când se hotărăște cineva din gașca mea. Provocarea pentru unii este să fiți ca Saul care spune, Viorele, când am auzit că Dumnezeu mă cheamă, că Dumnezeu mă iartă, că Dumnezeu mă înfiază și apoi mă folosește, n-am întrebat pe nimeni, nici pe tata, nici pe mama, nici pe preoții de la Ierusalim, atunci acolo m-am pocăit, m-am smerit, m-am dăruit lui Dumnezeu. Și când a venit Anania și a spus, frate Saul, ce zăbovești? Cum adică ce zăbovești? Te-ai pocăit, da. Ai crezut, da. Și ce mai aștept? Păi cum ce mai aștept? Scoală-te și primește botezul. Fă și pasul care trebuie. Și pune-te total la dispoziția lui Dumnezeu. Și Saul nu spune, aveți cadă de aur? Apa e suficient de caldă? Dar cine-i botezătorul? Să transmite live când mă botez eu. Nu, Pavel nu mai întreabă pe alții. Provocarea pentru el este, sunt al lui Hristos și ascult de Hristos întotdeauna și la timp, da? Știți ce mă gândesc acum? Ar fi chiar trist să vorbesc o oră și sau cât am vorbit, bine că n-am văzut ceasul, despre provocările lui Dumnezeu să nu vă fac o provocare. Și în seara aceasta o să vă întreb următorul lucru. Oare în locul acesta există bărbați care vor să rămână 100% ai lui Hristos? Care vor să rămână în voia lui Dumnezeu 100%, indiferent ce spune societatea? Care vor să rămână oameni care l-au ca model pe Fiul lui Dumnezeu, da? Aș vrea să vă văd în picioare. Știți de ce v-am rugat să vă ridicați? Rămâneți așa, ca să vă vadă nevestele. Și să știe nevestele că bărbații lor chiar doresc să fie în voia lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, surori, noi nu glumim chiar în biserică. Poate ne credeți așa mai nepocăiți, mai firești. Dacă e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, credeți-ne că suntem serioși. Știți ce aș aștepta de la voi? Să nu-i criticați acum. Te-ai ridicat, Nu, să-i spuni seara asta, bărbate, mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai ridicat. Nu-i spune de câți ani te rogi pentru el. Spune, de azi înainte poți conta pe rugăciunile mele, eu mă rog lui Dumnezeu să rămâi ceea ce trebuie. Să ai putere să reziști împotriva tuturor gândurilor și atacurilor și să rămâi ce trebuie. Dar ca să nu fac discriminări, oare niște surori care vor să fie ceea ce dorește Domnul, există pe aici? Să-i întreb și pe copiii voștri. Să vă spun un lucru, eu sunt sigur că există tineri. Ascultați-mă, umblu un pic prin lumea aceasta. Și cred că v-ați prins, mă doare când văd oameni care lovesc în tineri. Da, vă spun deschis, avem și tineri neserioși. Nu știu cât e vina noastră, cât e vina lor. Dar avem copii serioși care îl iubesc pe Dumnezeu. Care se luptă cu păcatul. Care fac mai mult decât ne pot spune nouă. În dorința lor de a se păstra curați pentru Domnul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Rugați-vă pentru ei, căutați-i. O singură întrebare mai am înainte de rugăciune. Oare în seara aceasta este cineva care s-a săturat de păcat, de așteptare, de sfaturile diavolului
Și care oricât i-ar spune diavolul, nu trebuie, renunță, du-te în altă parte, fă ce ai făcut altă dată. Nu te pocăi, nu te preda seara aceasta. Oare sunt aici tineri care spun înapoi a mea satană, în seara aceasta mă împac cu Dumnezeu. În seara aceasta vreau să devin ucenicul lui Hristos. Eu nu o să insist, că nu mă interesează să fac nicio presiune, dar ascultați-mă. În seara aceasta, toți slujitorii bisericii sunt aici să se roage pentru tine. Să fie eliberat, să fii pe calea care trebuie, să fii un tânăr în voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să se roage, vino aici în față. În seara aceasta, eu, dacă ei nu vor, eu voi ține biserica să se roage pentru voi. Asta putem face, să ne rugăm pentru voi. Nu putem lua o decizie în locul vostru. Dar e provocarea lui Hristos din totdeauna. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați. O să intrăm în rugăciune. Ne rugăm pentru noi, bărbații, ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru soțiile noastre. Soțiile se roagă pentru ele, se roagă pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți tinerii serioși. Și haideți împreună să mai facem o rugăciune. Doamne, mântuiește în seara aceasta. Convinge tineri, vârstnici, oameni care trebuie să înceapă o relație cu tine sau să întărească o relație cu tine. Dă-le putere să vină, să mărturisească, să ne rugăm pentru ei. Ne vom ruga, dacă unii vreți să se roage biserica specific pentru voi, veniți aici. Dacă vă este rușine, mă opresc aici. Deși ar trebui să vă amintesc că Mântuitorul a spus, cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu. Și n-ai vrea asta, crede-mă. Pentru că până la urmă, cea mai mare provocare din univers, știți care este? Să ajungi înaintea lui Dumnezeu cu păcatele asupra ta. Să fii într-o zi în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu. Și Hristos, în loc să fie pentru tine, să spună, nu te cunosc. Ca să te cunoască El atunci, trebuie să-L recunoști tu acum. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu.